Uite așa încep să strige în mare și tare. L-am ruinat pe țigan, l-am omorât din pripă și nu știu ce și nu știu cum. Te doare capul de ce auzi. Mâine, poi mâine. O să auzi ceva de genul. Ceva de genul. Taci, taci. Am nevoie de bani, de unde? Ce să fac? Ce șutesc? Ce? Păcănele? Păcănele? Mă duc la păcănele. Dacă nu la păcănele, trebuie să vând ceva. Să șutesc ceva. Iată. Și uite așa ajungi la faza aceea. Familia și nu știu ce, care o spunea siriac. E, numai că am mai zis și altcineva. Cine mănâncă covrigi? E, am mai zis și altceva. Cine e cel mai cinstit? Și uite așa ajungi la chestia aceea. Avem echipă și valoare, dar nu putem să ajungem în față, frate. Trebuie să declin mai ceva ca țintașul, fruntașul în armată, în poligon, dar tremurăm când ajungem la război. Începem să alergăm. De frică și de spaimă. S-a întremat bine, da? S-a ancorat bine.